Nici nu știu cum să încep acest vlog. De obicei merg prin România și prezint zonele în care ajung. Am emoții. Merg în România și încerc să vă aduc în fața voastră tot ce este mai frumos. Doar că astăzi este un vlog mai special pentru mine, pentru că mă întorc într-un oraș în care am stat. Într-un oraș în care am stat 2 ani de zile, practic o mică parte din copilăria mea am petrecut în acest oraș. De câte ori vin în acest oraș și mă plimb pe străzile sale, îmi aduc aminte când plecam cu ghiozdanul în spate de acasă, undeva din zona gării, și mergeam la liceul românesc. Îmi aduc aminte de faptul că în clasa a 6-a am venit la discotecă, prima dată când am venit într-o discotecă, în clasa a 6-a, și toată îmi aduc aminte de anumiți oameni din acest oraș. Da, astăzi mă aflu în Sfântul Gheorghe, un oraș care îmi trezește foarte multe amintiri. Un oraș în care astăzi nu vreau să mă plimb ca un turist, un oraș în care vreau ca astăzi să mă plimb ca un om ce își readuce aminte de anumite momente din copilăria sa. Repet, nu știu, chiar nu mai găsesc cuvintele și pe oriunde merg prin Sfântul Gheorghe, văd câte o amintire. Văd când mă jucam cu fratele meu, cu sora mea, văd când mă jucam cu colegii de la școală, văd când ne băteam cu zăpadă, văd când căutam acele cafe interneturi. Bine, cei care nu le-a prins undeva prin 96, 97, 98, ne duceam și plăteam cu ora să stăm la internet. Ne duceam, plăteam, nu știu, stăteam să ne jucăm. Acum avem internet la dispoziție. Sfântul Gheorghe este un oraș curat. Un oraș liniștit. Un oraș în care poți să vii să-ți petreci câteva zile libere. Acum mă aflu în zona centrală, în Piața Libertății. Și lângă zona centrală se află Parcul Elisabeta, parc pe care îl voi descoperi împreună. Eu îl voi redescoperi din nou, voi, poate unii dintre voi veți vedea pentru prima dată. Tot prin acest vlog o să vă duc pe acele străzi pe care mă duceam spre școală. O să vă duc la școala unde am învățat aproximativ 2 ani de zile, liceul Mihai Viteazul din Sfântul Gheorghe, liceul românesc, cum se spunea la vremea respectivă, și în altă parte la școala ungurească. Și toată o să vă arăt cât mai multe locuri care mie îmi trezesc anumite amintiri. De asta vă spun că vlogul de astăzi nu este un vlog despre mine ca turist în România, poinat prin România. Astăzi simt că m-am reîntors puțin acasă și încerc să dau timpul înapoi și să retrăiesc acele momente. Totodată am să vă povestesc câteva amintiri pe care n-am cum să le uit din Sfântul Gheorghe, legate de școală, legate de o problemă care am avut-o la spital în vremea respectivă, legate de Casa de Cultură, unde se făcea discotecă și eram în clasa 6, dar veneam la discotecă din când în când, cu fratele meu mai mare. Și toată o să vă mai arăt pe unde, fiind copil, străzi cu trei eram. Haideți să luăm așa cu începutul și să încep să vă povestesc despre Sfântul Gheorghe. Am ajuns în Sfântul Gheorghe undeva prin 96, dacă nu mă înșel. A trecut ceva timp de atunci și m-am înscris ai mei la liceul Mihai Viteazul. Zilnic să băteam un drum din zona gării din Sfântul Gheorghe până la acest liceu pe jos. Cred că acum dacă ar fi să fac acest drum, nu cred că l-aș mai face pe jos, dar atunci, fiind copil, era mai mulți, ne urcam, n-aveam în ce să ne urcăm, mergeam pe jos. Era să zic că ne urcam pe bicicletă, nu, n-aveam bicicletă, ne urcam pe jos și mergeam la școală. De fiecare dată când mergeam la școală, treceam prin zona centrală și pe lângă parcul Elisabeta.
parc prin care, haideți să intrăm puțin acum să vedem ce putem vedea în el și ce s-au schimbat în acești ani. Am mai fost în Sfântul Gheorghe în ultimii 2-3 ani de câteva ori, dar niciodată nu m-am gândit să fac un vlog. Acum, dacă tot am ajuns în Covazna și am mai făcut anumite vloguri cu zone din acest județ, am zis să fac puțin și cu Sfântul Gheorghe, practic să fac, repet, cu acest loc unde mi-am petrecut 2 ani din copilăria mea. Haideți să o luăm cu câteva amintiri legate de Sfântul Gheorghe. Dar până atunci vreau să vă arăt câteva imagini din parc. O să întorc camera, cum fac eu de obicei. Și acum vă arăt imagini din parcul din Sfântul Gheorghe. Ce răcoare este aici. Este destul de cald. Sunt undeva pe la vreo 36-37 de grade. Cu toate că este aproape de 7 seara. Bun, aici avem un monument. Fain monumentul. Bun. Ia uita și terase în parculețul acesta. Acolo avem o statuie. Aici avem în memoria victimelor dictaturii comuniste. Da? Ia să vedem ce avem în partea aceasta. Ia uite, parcul este plin. Sunt foarte mulți oameni care au ieșit la ora asta în parc. Avem terase. Ia să vedem ce avem și aici. Ce monument este acesta? Nu le mai țin minte pe toate, eram copil. Nu prea aveam eu timp când eram copil să vin să analizez monumentele. Vezi, aveam alte lucruri în cap de făcut. Da, aveam alte lucruri atunci în cap de făcut. Acum redescoper orașele și prin această prismă a monumentelor, a muzeelor, a locurilor, a oamenilor. Că sunt destui oameni care au povești interesante și pe care trebuie să-i descoperim. Este un parc destul de mărișor, nu foarte mare. Eu când eram copil mi se părea că este foarte mare. Acum este un parc destul de mare. Uitați, pe aici mă jucam eu când eram copil. Exact pe aceste alei. Mă jucam eu când eram copil. Ia uitați. Cât timp a stat în Sfântul Gheorghe, niciodată n-am avut probleme în această zonă cu oamenii. Știți că se mai spune că ai probleme, că nu știu ce. Nu, niciodată n-am avut probleme în această zonă. Chiar aveam foarte mulți prieteni unguri cu care m-am înțeles foarte bine. Chiar foarte bine. Să vă arăt aici un pod peste un mini lac unde oamenii care traversează pun lacăte. Păi, nu știu, se reziste, iubirile, noroc, fiecare își dorește ceva. Acesta este lacul. Ia uitați-l. Și haideți să traversăm și noi podul, dar noi nu o să punem niciun lacăt. Bun. Ia să vedem podul. Să vă arăt și lacătele. Cum arată lacătele. Ia uitați-le. Ia să vedem. Deci, D plus A. Inimioară. Da, plin de lacăte. Cum am văzut lacăte pe la Praga, pe la Budapesta, pe la Paris. Fain. Hai să vă povestesc prima mea amintire legată de Sfântul Gheorghe. Fiind copil, m-am jucat cu ai mei frați prin casă. Din joacă am ajuns la spital. Cu puțină ruptură, deplasare la gât. Nici mai țin minte despre ce este vorba. Am stat în spital și a avut grijă de mine un doctor ungur. La final, ai mei, normal, să meargă la doctor, că au avut grijă de copil. Și tot insistau. Iar doctorul nu vroia. Și iar nu vroia. După multe insistențe,
a vrut. Dar m-a chemat și m-a întrebat ce îmi doresc. Știu că la vremea respectivă îmi doream o pereche de Adidas. Și atunci doctorul mi-a dat să-mi iau Adidas. Ai mei părinți i-au spus, dar stați așa că era pentru dumneavoastră. Iar doctorul le-a răspuns. Am emoții, că mi-au aminte de astfel de lucruri. Da, au fost ai dumneavoastră, au fost ai mei, dar acum sunt ai copilului. Și uite cum eu când am ieșit din spital, m-am dus și mi-a luat o pereche de Adidas pe care mi-o doream. Asta este o amintire legată de Sfântul Gheorghe. O altă amintire legată de Sfântul Gheorghe este când mă duceam la discotecă. Eram în clasa a 6. Din păcate, locul în care pe vremuri, în anii 96-97, se făcea discotecă, acum este o paragină Sfântul Gheorghe, din păcate. Și cu toate că eram în clasa a 6, mă duceam la discotecă. Stați un loc de joacă. Până când într-o seară, mă duceam cu fratele meu mai mare, a venit poliția. Raze în discotecă, buletinele la control. Clasa a 6-a buletin, pauză. Ne-au luat, ne-au amprentat, i-au chemat pe ei noștri, mustare și tot ce se cuvine. Pe fundal o să vedeți imagini cu acest loc de care vă povestesc, care din păcate astăzi este o ruină și este plină de gunoaie. Dacă orașul este frumos și chiar mă chinui să mă uit pe jos dacă văd hârtii aruncate, dacă văd chiștoace, acolo arată ca o groapă de gunoi. Poate cei care urmăresc acest vlog, sper să fie cât mai mulți, să le spună celor care conduc acest oraș că ar trebui să aibă grijă de acea locație, ce puțin să strângă gunoaie de acolo. O altă amintire legată de Sfântul Gheorghe, pe care am povestit-o foarte multor oameni, aici am învățat cum e să nu arunci deșeurile pe stradă și să le arunci la coșul de gunoi. Exact ce filmez acum, coșul de gunoi. Veneam spre școală, mâncam o înghețată, habana, nu știu ce mâncam, dar mâncam ceva și am aruncat ambalajul pe jos. La un moment dat m-am trezit în spate că sunt luat de urechi și nu înțelegeam de ce. Mai țin minte și acum o bătrânică care m-a luat serios de urechi și mi-a spus că hârtiile nu se aruncă pe jos. M-a ținut de urechi până am ridicat hârtia de jos. Salutare, salutare! Și tot la fel, ținându-mă de urechi, m-a dus până la primul coș de gunoi. Și mi-a explicat că locul hârtiilor nu este pe jos, că locul hârtiilor trebuie să fie la coșul de gunoi. Și uite cum am învățat în clasa a 6-a, tras de urechi, de o bătrânică de pe stradă, să arunc hârtiile la coșul de gunoi. Supărat fiind, m-am dus acasă și le-am spus la ei mei ce am pățit. Pula peste poză mi-a luat o palmă și de la ei mei și mi-a spus că bătrânica a avut dreptate și că de acum încolo să învăț să arunc hârtiile acolo unde trebuie. Iar o amintire legată de Sfântul Gheorghe. Tot de legat de Sfântul Gheorghe, mai țin minte și tot așa, la liceu, acum acesta este drumul către liceul Mihai Viteazul, unde învățam eu când eram copil pe aici. Drum pe care făceam zilnic, o să vă și arăt de unde veneam. Când m-am bătut cu colegii din clasă, ne-am împins, cum făceam noi copii, și am spart tabla. Ha, m-a acertat diriginta la vremea respectivă. Am spart tabla. I-a chemat pe mine la școală și ai mei cu la peste pupăză a plătit tabla aia și a spus o plătești pe următoarea. Și a plătit două table. Tot în liceu mi-aduc aminte că am volei. Doamne, mare jucător de volei. Amintiri frumoase. Iar ce mi-a plăcut tot timpul la Sfântul Gheorghe, este foarte aproape de Brașov. Sunt vreo 30 ceva de kilometri, 30 de kilometri dacă nu mă înșel. Și de multe ori mă duceam cu fratele meu la Brașov.
fiind aproape. Exact cum vă spuneam la începutul vlogului, chiar nu știu de unde să încep, ce să spun în acest vlog, pentru că efectiv peste tot pe unde merg am doar amintiri frumoase cu acest oraș. Amintiri pe care acum vi le spun și vouă și vă recomand, dacă ajungeți prin Covazna, să vizitați și Sfântul Gheorghe, să luați la pas și să vă plimbați și pe aici. Aici avem o biserică catolică, da? Salutare, salutare! Da, se rușinează când văd. Și aici văd că sunt oamenii foarte primitori. Ia să văd că văd o hartă aici, să ce hartă este. Salută! Și au grijă de turiști, ca să zic așa, să nu se simte incomozi. Sfântul Gheorghe, Valea Fecioarei Maria, este un loc de plenaj turistic. Da. Bun. Acum mergem că... acesta este drumul care merge către colegiul liceu Mihai Viteazu, colegiul Mihai Viteazu. Chiar vreau să vă arăt liceul unde am învățat eu în Sfântul Gheorghe. Aici este către spital. Exact ce v-am spus și la spital, la anul, la amintire frumoasă. Acesta este drumul către spital. Deci, mă chinui să văd dacă este mizerie pe jos și nu reușesc să găsesc ceva. Aici nu știu ce este, dar este ceva. Undeva aici pe stânga, dacă nu mă înșel, sau mai în față, nu cred că aici, da? Este liceul, cum era pe vremuri, cel puțin așa era la vremea respectivă când eram eu copil, liceul unguresc. Iar liceul Mihai Viteazu era considerat liceul românesc. Eu am învățat la 2 ani de zile la liceul Mihai Viteazu. Fratele meu era la o școală ungureasă, adică erau și unguri și copii unguri și copii români în acea școală și la fel se înțelegeau foarte bine. De asta de multe ori când mai văd pe la televizor tot felul de tâmpenii, le spun, fraților, eu am stat acolo și mi-a plăcut și îmi place. Cred că este un oraș în care m-aș muta. Este un oraș în care a sta. Apropo de Sfântul Gheorghe, nu duce lipsă de locuri de parcare, este foarte bine organizat. Am văzut că parcarea este undeva la 3 lei ora. Se plătește ori la un bancomat, ori prin SMS. În zona centrală sunt foarte multe terase în care poți să stai să-ți petreci timpul liber. Și totodată s-a întors camera. Plus parcul Elisabeta, unde ați văzut și acolo. Sunt terase, sunt locuri de joacă, sunt... locul unde cei mici pot să-și petreacă timpul liber. Acum cred că am ajuns, imediat să vedem unde am ajuns, că văd că avem ceva aici, să vedem ce avem și dacă o fi deschis, dar nu cred că mai e deschis la ora aceasta. Am venit și târziu să vizitez Sfântul Gheorghe. Da, se pare că este un șantier. Muzeul Național Secuiesc. Da, aici este Muzeul Național Secuiesc în spate. N-am mai întrerupt filmarea. Mi-am dorit să parcurgem împreună acest drum care îl făceam către școală, dar o să vă mai arăt câteva cadre și din locul unde locuiam în Sfântul Gheorghe și cum se vede acel bulevard pe care străbăteam în fiecare zi. Muzeul Național Secuiesc. O altă amintire legată de Sfântul Gheorghe. Copil fiind, normal, copil fiind că eram copil, veneam spre școală.
Și tot așa un om mai în vârstă, bărbat, era rețin și acum, m-a oprit, eram cu câțiva colegi de școală și a început să ne certe de ce vorbim românește și de ce nu știm ungurește. Între timp, o doamnă a venit și s-a luat de el și a spus să ne lase în pace, că avem voie să vorbim ce limbă vrem noi. După care doamna ne-a spus să ne vedem de drumul nostru și ne-a făcut semn că respectiv era puțin gâlgâl. Hai că băut! Asta este singura experiență în care pot să spun că am fost întrebat, repet, copil fiind, de ce nu vorbesc ungurește. Dar în rest, nu am avut treabă cu nimeni, sau cel puțin ai mei, da? Oamenii nu țineau cont și din contră, de multe ori ne înțelegeam mai bine, să zic, cu ungurii decât cu românii. Am ajuns la colegiul Mihai Viteazu și mi-am adus aminte acum, când intram pe această poartă, ia uitați-o, pe aici intram și mă duceam la clasa care aveam în spate. Da, aici am învățat eu 2 ani de zile. În acest colegiu. Și acesta este drumul pe care poartă cu geam. Un drum destul de ușor de parcurs normal. Dar așa când eram copil, mi se părea că este foarte mult de mers. Imediat, deci acesta este liceul Mihai Viteazu, unde am învățat eu când eram copil. Ia uitați, colegii Mihai Viteazu. Școala normală de fete, nu era pe vremuri. Colegii Mihai Viteazu. Doi ani de zile am stat pe aici. Și undeva pe aici era sala de sport, unde eram mare jucător de volei. Bun, frumos. Și în fiecare zi veneam la acest colegiu pentru a învăța carte, pentru a mă juca și pentru a mai face câte o tablă din când în când, pe care o plăteau ai mei. Bun, haideți să vă mai aleg și alte locuri din Sfântul Gheorghe. Și repet, cum v-am spus-o și la începutul vlogului, când aveți timp și treceți prin Covazna, opriți și Sfântul Gheorghe, pentru că este un oraș, m-am înnecat, care merită vizitat. Curat, bine pus la punct, cu excepția Casa de Cultură, care arată, repet, ca o ghienă de gunoi și în care puteți întâlni oameni frumoși. Haideți să vă mai aleg și alte locuri din Sfântul Gheorghe. Am revenit în Piața Libertății din Sfântul Gheorghe, după ce v-am arătat colegiul unde am învățat eu, 96-97, ceva de genul acesta. Și vreau să vă mai arăt drumul spre locul în care locuiam aici, în Sfântul Gheorghe. Vreau să merg până la Sugaș Băi,
Și știu că în partea aia este chiar o biserică reformată, am înțeles, faină, mi-a recomandat-o cineva din oraș cu care am vorbit. Și toată știu că mai este o biserică reformată chiar aici, în oraș, sper să o găsesc. În orice caz, în Sfântul Gheorghe găsiți câteva clădiri cu arhitectură interesantă. Și, repet, exact cum v-am spus la începutul vlogului, aveți ce să faceți în Sfântul Gheorghe, unde vă puteți petrece câteva ore faine să descoperiți acest oraș. Bun, am mai văzut ceva în partea asta, ca să văd ce este și aici. Da? Da, nu, cam pe aici se termină centru, în această parte. Stai să întorc camera. Ia uitați ce avem și aici. Ce avem și aici. Frumos. Muzeul Național, muzeul, da, sunt și câteva muzee pe care le vizitați în cazul în care sunteți pasionați de acest lucru. Acolo avem galerie de artă, lângă Consiliul Județean și instituția prefectului. Iar aici avem teatrul din Sfântul Gheorghe. Mi s-a părut faină și această expoziție a unui probabil artist sau nu știu ce este, în fine. Că nu prea înțeleg că nu scrie în română. Bun. Aici avem teatrul Tamasi Aron, județul Covazna. Sper că pronunț corect. Na, nu le-am cu această limbă. Știu doar să spun Nemtudo, Ciocolom și cam atât. Aceasta este Piața Libertății din Sfântul Gheorghe. O piață faină. Ia uite și aici o terasă. Ia să vedem ce are. Ce fain. Arată frumos și aici. Salut, salut! Frumos. Ia. Aici avem un magazin, ceva. Cred că este. Da? O terasă. Exact ce vă spuneam. Bun. Arhitectură. Fain orașul. Și avem aici borulețul. Fain. Bun. Hai să vă arăt drumul către casă, unde stăteam pe vremuri aici. Și toată să vă arăt cele două biserici reformate. Sper să le găsesc pe amândouă. Precum și să ajungem puțin și la Șuga și băi, să văd dacă ajungem și acolo. Deci mai avem puțin de filmat. Sper că v-a plăcut acest vlog până acum. Și toată, v-am spus, l-am făcut într-un fel sub formă de a retrăi anumite amintiri, nu din, prin care să și prezint acest oraș. Stai să-mi iau și ceva de băut că mie. Salut! Să-mi iau și eu ceva de băut. Mi-a venit sete. Să vedem ce ne luăm de aici. Bun. Îmi iau de băut, după care ne continuăm drumul mai departe. Porumb fiert. Avem de toate. Pentru toți. Bun. 4 lei, 8 lei, mango, alama, mere. Suc cu gheață. Îmi iau un suc cu gheață. Sper să facă bine la gât. Bine. Vreau și eu un suc cu gheață. Dăm de mere, te rog frumos. Dăm de 5. Da. Mi-au unul mai mare, ca să fie mai bine. De asta cu mere, te rog frumos, dăm și mie. Bun, imediat îl iau și plecăm să descoperim și alte locuri de Sfântul Gheorghe. În orice caz, oamenii sunt faini și primitori. Acum sper să nu vă fac poftă. Deci,
Gata? Mulțumesc frumos! Vedeți? Când veniți în piața din Sfântul Gheorghe, să opriți aici. Da, vreau să-ți fac reclamă. O să apar pe YouTube cât de curând. Spor la treabă. Gata, ne continuăm vizita mai departe. Nu vizita, pardon. Hai să nu vizitez, îmi retrăiesc momentele din copilărie. Haideți să mergem mai departe. Aici este prima biserică reformată de care vă povesteam. Este exact pe drumul care duce spre locul unde locuiam eu pe vremuri. Și este o biserică faină. Aceasta este biserica. Din câte știu, este monument istoric. Sper să nu mă înșel. Iar acum, haideți să vă arăt drumul pe care mergeam spre casă. Și haideți să-l parcurgem puțin împreună. Da, acesta este drumul pe care îl făceam în fiecare zi, de acasă până la școală și înapoi. Tot pe drumul ăsta mi s-a întâmplat povestea aceea cu hârtia. Și nu am cum să uit. Și de-aia am spus-o de foarte multe ori, că educația începe de când ești copil. Și este foarte bine că să fii atenționat atunci când trebuie. Iar eu am ținut minte și voi țin minte mereu acel lucru, când am fost luat de ureche pentru faptul că am aruncat hârtia pe jos. Și asta le spun la toți cei care greșesc, le spun de această experiență și le spun prin cum m-am schimbat eu să-mi arunc hârtile pe jos. Bun? Hai să mergem puțin până zona casei, da? Ce fău, bă? Ce făți? Nu spun nimica, am și eu acasă 3. Am și eu acasă 3. Da, peste tot unde văd cățeluși, opresc, pentru că îmi plac animalele. De fapt am 4, că l-am și pe Lucky. Hera, bișonul, Hera Goldenul. I-am încurcat. Hera bișonul, Happy Goldenul, Dixie, o cățelușă luată de pe stradă în urmă cu vreo 15, 16, 17 ani. Și Lucky, ultimul venit în familie, găsit pe stradă cu piciorușul rupt, bătut. Asta este viața. Când văd oameni care dau în animale, sau și mă întreb, bă, fraților, ce aveți, bă, de dat în animale? Imediat o să ajungem în zona în care locuiam. Am văzut că nu prea s-a schimbat mare lucru. Blocurile sunt cam tot la fel. Bine, infrastructura în oraș arată foarte bine. Chiar și acolo, în zona centrală, în acea piață, când eram copil, acolo era drum, se circula. Dar acum s-a făcut frumos cu pavaj, cu tot ce trebuie, în care oamenii poate să iasă să-și petreacă timpul liber. Uitați cât de... Deci, stați să vă arăt cât de curat poate să fie. Uitați. Și cât de liber, cât... Nu știu, este altă... Ai impresia de multe ori că nu ești în România. Deci, ai impresia... Deci, exceptând acele imagini care vi le-am arătat de la Casa de Cultură, unde, repet încă o dată, zici că e igienă de gunoi, restul totul este curat. Nu știu dacă am văzut, cât timp am plimbat prin Sfântul Gheorghe, un chiștoc aruncat pe jos. Deci nu am văzut și am tot căutat. Nu am văzut o hârtie. Deci este curat. Bine, acum dacă vrei să fii cârcotaș, găsești. Că încep să cauți prin iarbă, încep să cauți prin... garduri, că e imposibil să nu găsești până la urmă. Dar la prima vedere, nu vezi. Deci nu vezi așa ceva. Deci chiar nu vezi.
și este curat. Ați vrea și partea asta. Salut, salut! În partea aia e frumos. Bun. Ne uităm și în partea asta. Și am ajuns. Oh, ce aproape mi se pare acum drumul. Și am ajuns în zona în care locuiam când eram copil. Este undeva în zona aproape de gară. Vedeți așa cum era undeva la etajul întâi, primul etaj. Și zilnic făceam acest drum către școală. Zilnic. Și mergeam frumos pe jos, iarnă, toamnă, vară, nu conta. Mergeam pe jos și parcurgeam acest drum. Stați să vă arăt și aici cât de frumos este. Uitați. Spațiu vers, frumos în fața blocurilor. Și gândiți-vă la un aspect. Nu suntem în centrul orașului. Centrul l-ați văzut acolo unde era Piața Libertății și Parcul Elisaveta. Aici suntem la periferie. Și uitați, spații verzi la periferia orașului. Da? Deci nu suntem... Suntem puțin departe de zona centrală și totuși avem spații verzi. Bun, haideți să vă arăt blocul în care am stat. După care ne continuăm acest vlog către Sugaș Băi. Sunt vreo 1 km până acolo, dacă nu mă înșel. Mergem repede, vedem și acolo despre ce este vorba. După care ne luăm la revedere și ne vedem în următorul vlog. În acel vlog am stat. La etajul 1, unde sunt acele jaluzele verzi la geam. Da. Deci acesta este blocul în care am stat. Iar aici este bulevardul de care vă spuneam, care merge la gară, deci bulevardul acesta merge la gară și vine din zona centrală. Ia acasă. Și merge la gară. Iar eu din acest bloc mergeam în fiecare zi pe jos până la liceul Mihai Viteazu și înapoi. Se întâmpla undeva prin anii 96-97. Despre perioada respectivă este vorba. Bun, ne continuăm vizita să descoperim Sfântul Gheorghe. De fapt o să-l redescoper, exact cum v-am spus-o. Și hai să vedem și alte locuri din această zonă. Am ajuns la a doua biserică reformată din Sfântul Gheorghe. Prima am văzut-o, urmează să o vedem acum pe cea de-a doua, care se află pe drumul ce duce spre Sugaș Băi. Nu o să mai ajung la Sugaș Băi, că este destul de târziu și cred că ajung degeaba acolo, mai ales că se lasă seara. După ce vom vedea și această biserică reformată, voi merge într-un loc în care voi face închiderea acestui vlog, care are o anumită semnificație. Bun, acum haideți să vedem și această biserică reformată și sper că ați urmărit acest vlog până acum și v-au plăcut amintirile mele pe care vi le-am spus. Bun, aici este această biserică reformată de care vă spuneam. Bun. Hai să vedem ce este pe aici prin lângă această biserică reformată. Uite și cimitir. Da. Cimitirul.
dăm o tură la biserică frumoasă, pare mai mult o cetate. Bine, este, cred că aici este vechea cetate din Sfântul Gheorghe și din care am rămas doar această biserică reformată. Ia uitați cum se vede orașul de aici. Frumos. Și cer și tot. Bun, hai să dăm o tură, să vedem, să ocolim această biserică reformată. Să vedem ce putem vedea și aici. După care vom merge să închidem acest vlog. Frumos. Da? Da, aici este și cimitirul din oraș, se vede. Ia, uitați. Da. Deci, practic, în acest vlog am văzut și centru, și parcul, și două biserici reformate. Aici sunt maghia. Da? Am văzut și cimitirul. Cred că am cumplit tot ce se putea cuprinde în acest vlog. Nu pot să intru, să trec dincolo de aceste ziduri, fiind închis. Bine, este și târziu. Dar... bine că am văzut-o și puțin din afară. Putea să fie închisă poarta de la intrare de jos. Cam acesta este Sfântul Gheorghe. Orașul în care... stați că trebuie să mă întorc, că văd că aici vorbeam că e asta, să văd, că mi se pare că e închis. Tocmai vorbeam că... deci trebuie să mă întorc înapoi de pe unde am venit. Asta e. Se mai întâmplă. Atenție, zona supravegheată video. Ah, nu, e deschis. Hai să vedem. Da, e deschis. Zona este supravegheată video. Așa mă anunță. Bun. Acesta este orașul Sfântul Gheorghe. Orașul în care am copilărit 2 ani de zile, orașul în care am învățat 2 ani de zile, orașul în care mi-am format prietenii la vremea respectivă, orașul de care, sincer, mi-e dor din când în când și atunci când am ocazia, revin în această zonă să-l descoper, să-l descoper, să-l descoper de fiecare dată. Și de fiecare dată văd cu alți ochi. Este un oraș micuț, sau, da, semi-micuț, are vreo 50.000 de locuitori, reședința județului Covasna, și este un oraș în care se îmbină frumos trecutul cu prezentul, un oraș curat, un oraș cu mult bun simț. Stai să vă arăt cât de super se vede de aici Sfântul Gheorghe. Ia uitați! Cât de frumos se vede de aici Sfântul Gheorghe. Super! Sunt în fața gării din Sfântul Gheorghe și am vrut să închid special acest vlog în fața acestei gări. Pentru că, în urmă cu 20 de ani, nu știu, sunt mulți ani de atunci, când am plecat definitiv din Sfântul Gheorghe, am plecat cu trenul din această gară. Și de fiecare dată, repet, când îmi aduc aminte de Sfântul Gheorghe, încep să retrăiesc acele amintiri pe care le-am trăit și astăzi alături de voi. Sper că ați urmărit și acest vlog, sper că v-a plăcut. Am rugămintea, că am văzut că vă uitați mult la aceste vloguri de pe canalul Hoinap în România, dar apăsați și acolo pe subscribe, pe clopoțel, pe like și de ce nu comentați, distribuiți, astfel încât acest canal să crească și odată cu el vom crește și noi împreună. Până data viitoare să fiți sănătoși, nu uitați că țin la voi, vă iubesc și vedem ce vlog vom pregăti. Aveți grijă de voi, să ne vedem cu bine. La revedere de la Sfântul Gheorghe!